Continuă emisiunea Adele Buzoianului. Vorbim cu domnul Edmond Buga Sfinte și, așa cum bine știți, este președintele PRM Buzău și vorbim despre rezultatele alegerilor. Am și câteva mesaje, domnule Sfinte, și nu am reușit să le citesc pe toate. Un telespectator se referă la o problemă de pe plan local și spune: bună seara, de o lună și jumătate avem o schelă părăsită în fața blocului. Am făcut câteva sesizări la Asociația de Proprietari, dar nimeni nu ia nicio măsură. Țin să menționez că locuiesc la etajul 1 și oricine s-ar putea urca pe ea, plus că nu poți scoate nimic pe balcon deoarece e blocat de schelă. Unde ar trebui să facă sesizări domnul respectiv? La primărie, bănuiesc, nu? Că fiind schela pe domeniul public... Da, dacă e pe domeniul public, da. Dacă a făcut la asociația de proprietari și asociația nu i-a dat niciun răspuns, l-a lăsat așa, să încerce la alte foruri. Sau să dă rame personal. Pentru că în țara românească, dacă nu-ți faci dreptate singur, greu să faci altcineva dreptate. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara, stimată doamnă, bună seara invitatului dumneavoastră. Bună seara. Aș vrea să intervin referitor la ultimul SMS care l-ați primit în emisiunea de ieri. Deci cineva intervenise spunând că ce se întâmplă cu câinii care fac murdărie pe străzi. Câinii, da, care, nu, ce se întâmplă cu câinii? Ce se întâmplă cu proprietarii câinilor care nu strâng după ei? Ionescu a spus că o să facă o hotărâre de Consiliu Local. Această cale îl anunț că nu mai trebuie să facă o hotărâre de Consiliu Local, că aceasta există. Dânsul n-a spus că o să facă, a spus că e o idee. Nu s-a angajat că o face, dar a spus că nu există o astfel de hotărâre. Această hotărâre se numește hotărârea Consiliului Local numărul 18 din 2008, care la capitolul 1, aliniatul V, spune că plimbatul câinilor de companie fără lesă și fără luarea măsurilor de salubritate și curățenie a domeniului public în urma acestora. Și la articolul 2 spune că se sancționează cu amendă de la 250 la 1000 de lei. Și spune și cine trebuie să încaseze amenda. Articolul 9, capitolul 5. Spune așa: primar, viceprimar, secretari și funcționari publici din serviciile de specialitate ale primarului cu atribuții în domeniile reglementate prin prezenta hotărâre, persoanele împuternicite în acest scop în dispoziția primarului, poliția comunitară și ofițeri și subofițeri din organele de poliție. Eu aș fi curios dacă a fost dat o singură amendă din 2008 până acum. Chiar ne vom interesa. De ce? Pentru că poliția locală ar trebui să știe asta, ce s-a întâmplat. Treaba asta cu, degeaba avem legi dacă nu are cine să le aplice. Mai degrabă va avea legi mai puține, dar pe care să poată fi aplicate, decât o întreagă multitudine de legi pe care nu le cunoaște nimeni, nici măcar consilierii. Nici chiar consilierii, da, care ar trebui să știe ce hotărâre a dat Consiliul Local. Mulțumesc. Corect. Vă mulțumesc pentru intervenție, chiar ne vom interesa să aflăm dacă s-au dat amenzi în astfel de situații. Da, sunt probleme și în cadrul Consiliului Local Municipal, probabil că sunt prea multe hotărâri luate în timp și n-au avut consilierii posibilitatea să le memoreze pe toate. Nu trebuie să le memoreze, dar cred că era viceprimar atunci domnul Ionescu, dacă despre dumnealui este vorba. Despre dumnealui este această vorba. Hotărâre și putea chiar să dea amendă în acest sens. Probabil nu s-a gândit pe moment atunci despre ce este vorba. Dar aceste probleme, câini vagabonzi și celelalte probleme ale orașului, probabil vor fi discutate mulți ani de acum înainte, așa cum sunt discutate deja de aproape 3 decenii. Spune un telespectator așa: domnule profesor, ar fi un mare câștig pentru noi buzoienii să ajunge, sper, nu peste mult timp, primarul acestui municipiu. Ținând cont de faptul că domnul Toma nu vrea să stea mai mult de 4 ani la primărie, poate la alegerile viitoare vor fi șanse. Planul... Dacă veți candida din nou. Să trăim până atunci, vorba bunicului meu. Planurile mele imediate, pentru că două rânduri de alegeri într-un an de zile, într-un partid mic, cu foarte multe probleme, fără finanțare, fără structuri peste tot, mi-au dat multe planuri peste cap și planurile mele anul următor este să-mi public cărțile pe care nu le-am publicat anul acesta, deși le-am scris, și am să public încă două în plus pe care le-am scris anul acesta și în această direcție o să lucrez în anii următori. Cât despre intenția de a fi primarul Buzăului, este exclusă pentru totdeauna. Oricum, un mare câștig pentru buzoieni și nu numai, și faptul că veți publica acele cărți, pentru că știu că le aveți pregătite de mult, din păcate a fost timp puțin. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, vă sun în numele bunicii mele. Avem o mică problemă. De vreo lună și jumătate
în fața blocului bunicii este părăsită, să zic așa, o schelă. Vreau să vă spun că bunica locuiește la etajul 1. Este vorba despre mesajul pe care l-am citit mai devreme? Da. Ce bloc? În ce zonă? În micro 14, bloc 44A. Bun. Am făcut câteva sesizări. Unde le-ați făcut? Asociația de proprietari tot ne spune că nu ține de dânsi și că a închiriat cineva o schelă. Problema este că e la etajul 1 și oricine s-ar putea urca pe schelă să... Na. N-ați fost la primărie să reclamați? Nu, la primărie încă n-am ajuns. Dar cine este proprietarul schelei? V-ați adresat proprietarului schelei? Nu, am înțeles că vecina de deasupra i-ar fi dat bani în avans și tânărul acesta n-a mai venit să facă lucrarea. Dramați schela, dacă puteți, dacă nu, nu știu ce să... Da, trebuie să-i dărâma schela, nu știu dacă ar fi tocmai o bună idee. Exact, și nici să o luăm noi, că am înțeles că n-ar putea face un proces... Nu, ne vom interesa și noi la primărie, dar cred că acolo ar fi cel mai bine să le puneți o reclamație. Poate să-și întindă schela la orice balcon, ca nici nu mai trebuie să cânte jos la balcon ca Romeo și Julieta, fiecare... Da. Bun, vă mulțumim mult pentru că ne-a semnat la problema. O să atenționăm și noi autoritățile astfel încât să se rezolve, dar ar fi bine să faceți totuși o reclamație, o plângere scrisă pentru a putea acționa. O seară bună vă doresc! Spune un telespectator că s-a dat amendă pentru neluarea măsurilor de salubritate exact în zona cu zavodă. Acum, dacă s-a dat o singură amendă de când e hotărârea aceea, rămâne de văzut, îi vom întreba și noi pe cei care ar trebui să acționeze. E foarte bine, puterea exemplului. Deci vor ști polițiștii locali, viceprimari sau toți aceia care au dreptul să dea amenzi, că s-a dat o amendă și poți să o dea și pe a doua. Când? Vom vedea. Haideți să mai vorbim puțin despre alegeri, că mă interesează punctul dumneavoastră de vedere despre această mare schimbare pe care, iată, românii au înfăptuit-o acum la alegerile parlamentare. Am schimbat un guvern de tehnocrați care a durat un an cu eternul guvern PSD. Domnul Liviu Dragnea, credeți că are vreo șansă să fie premier sau măcar ați putea comenta dorința dânsului și a celorlalți din PSD de a deveni prim-ministru Dragnea? Deci, marea schimbare este că a fost înlocuit sau va fi înlocuit guvernul Cioloș susținut de PNL și PSD cu un alt guvern susținut de PSD. Asta e toată marea schimbare. Nu vor fi mari schimbări nici în nivelul de trai, nici în orizontul de așteptare al oamenilor. Să nu se aștepte la cine știe ce mari minuni, pentru că în acest an de zile PSD-ul prin Parlament a propus reducerea de taxe, de 102 taxe, a propus mărirea de unor salarii, vor face aceste lucruri, dar ca să le faci trebuie să ai fonduri suficiente. Cum, domnule Sfinteș, dumneavoastră chiar nu credeți că programul de guvernare al PSD va fi respectat? Programul acela vast prezentat în campanie electorală? Acum, dumneavoastră, să nu spuneți mie că oamenii au votat programul electoral au votat promisiunile, al PSD-ului probabil. Sau al PNL-ului. Să fim serioși, din cei 39,4% care au fost la vot, garantez că nici 1% n-au citit aceste programe, chiar dacă au fost tipărite. Păi, conform unei statistici, 2/3 dintre cei care au votat, 2/3, nu au știut pentru ce se votează. Deci nu au știut că dar se votează pentru Parlament. Firii și au zis să-i cunosc de undeva. Păi sigur că au folosit un truc electoral foarte ieftin. Au pozat primarii din județ, la noi sunt, majoritatea sunt de la PSD, i-au pus pe afișul electoral și a spus, și pe pliantul respectiv scria, voi în comuna voastră, voi asfalta drumul, voi repara biserica, voi face școală, primarii. După care în spate erau și pozele candidaților la Parlament. Iar localnicii au votat că primarii, ia uite săracul, iar ne asfaltează, iar ne face biserica, iar ne repară școala. Astea sunt trucuri de campanie electorală. Iar dintre cei 1% care poate au citit programele astea electorale, nu știu dacă le-au înțeles 0,1% sau dacă le-au luat măcar în serios. Pentru că un om serios nu poți să iei în serios, mă repet, nu poți să iei asemenea lucruri, pentru că acestea nu au decât rolul de a atrage la vot oamenii și de a le da o speranță. Păi, exemplul cel mai concludent este cu reducerea taxelor. Reducem 102
scot taxe și ieri a cerut Dragnea sau alaltă ieri. Păi el nu mai era campanie electorală. S-a terminat campania electorală, a câștigat și trebuie să, până la urmă trebuie să devii responsabil. Pentru că poți să faci propuneri irresponsabile în campania electorală, dar în momentul în care ajungi la putere trebuie să devii responsabil, pentru că vei da socoteală foarte repede. Dragostea poporului este foarte trecătoare, trece foarte repede și în general la noi la români trece prin stomac, nu prin conștiință. Asta este și secretul insuccesului PRM-ului. Noi ne adresăm minții, ne adresăm nu asta interesează pe oameni. Păi interesează tot ceea ce trece prin stomacul burții, ca să folosesc o expresie de-al marelui scriitor Gigi Becali. Deci, nu știu ce șanse are domnul Dragnea dacă ar fi să respectăm legea și mă gândesc că ei sunt garanții respectării legii. Este șeful celui mai mare partid din România, n-ar trebui să se cramponeze de funcția de prim-ministru, mai ales când există în vigoare o lege care nu-ți dă dreptul. PSD-ul este un partid foarte mare, sunt mulți oameni competenți acolo și vor găsi un alt prim-ministru, pentru că în acest partid PSD-ul își devoră foarte repede liderii. El nu este un partid de lideri, Partidul Social Democrat. El este un partid foarte bine organizat pentru că s-a format pe structurile fostului Partid Comunist Român și le-au dezvoltat, le-au adaptat la realitate și s-a dezvoltat. Singurul lor lider a fost Ion Iliescu, ieșit din spuma Revoluției și din sânul lui Gorbaciov. Restul, dacă vă amintiți, a fost la un moment dat Adrian Năstase. A dispărut repede. Un mare lider, chiar dacă este dat afară din partidul lui, chiar dacă intră la pușcărie, iese și își face un partid mare, este urmat de mulțime. Mircea Joană a fost și el, cât a durat, până a zis Mihaela dragostea mea, până a auzit femeia declarația de dragoste, a și dispărut Mircea Joană. Victor Ponta, la fel, a trecut așa ca o stea pe cer, ca o cometă și a dispărut. La fel va dispărea și domnul Dragnea, pentru că are acel proces, are acea sentință definitivă și mai are și alte procese pe rol. Dar PSD-ul va merge mai departe pentru că este bine înfipt în societatea românească și vor găsi cu siguranță un alt premier. Câți credeau acum un an de zile că va ajunge Dacian Cioloș prim-ministru și pe urmă l-au transformat într-o vedetă. Nu era Dacian Cioloș, era fost ministru al agriculturii, un băiat cum se cade, fost comisar la Bruxelles pe agricultură, dar nu a ajutat deloc agricultura românească pentru că subvențiile în România sunt de 4-5 ori mai mici decât le au în Franța, dar concurez pe aceeași piață, deși primesc fermierii români primesc subvenții de 4-5 ori mai puțin, deci nu a ajutat din punctul ăsta de vedere România niciun fel și l-au transformat peste noapte în mare vedetă. Iată, nu a fost deloc o mare vedetă Cioloș, rămâne un băiat cum se cade, însurat cu o franțuzoaică și care se va întoarce, cum a spus dumnealui, în moci la horticulturi. Da. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Sărumâinile. Vă ascultăm. Sărumâna. Vă rog, întrebarea dumneavoastră. Deci locuiesc în micro 14, Crângoi. Da. O problemă cu gunoiul. De câteva săptămâni a luat de la garaje de aici, a luat containerele mari și a pus niște tomberoane la fiecare scară. Da, știu că locuiesc în acea zonă. O mare problemă, le-au pus foarte aproape de blocuri. Am sesizat și noi această problemă, mai ales că acolo unde au scos, să vă explic, au scos niște containere de gunoi pentru că s-a inaugurat un loc de joacă pentru copii lângă. Și au pus tomberoane foarte aproape de geamurile oamenilor. Problema este că acolo întorc toate microbuzele pentru că e stație de maxi-taxi și șoferii, bineînțeles că n-având o toaletă amplasată, acolo, lângă locul de joacă, au transformat acel teren într-un WC-ul public. Așa că problema nu s-a rezolvat prin ridicarea acelor containere. Vă rog, dacă vreți să adăugați ceva? Nu, doar asta. Dumneavoastră știți despre ce. Da, și o să le repet și celor de la primărie că nu e tocmai o soluție. Dar din ceea ce am aflat, vor fi rampe îngropate de-abia la primăvară în zona aceea, atunci vor dispărea tomberoanele. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară frumoasă. Revenim la alegeri. Haideți să vorbim Haideți să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat cu buzoienii care vor ajunge în Parlament. Domnul Bădulescu are șanse să devină senator acum de la PMP, pentru că PNL-ul a avut un scor foarte prost la nivel național, chiar și la nivel local, dar la nivel național județul Buzău se află undeva la coadă. La PMP?
Nu, PNL-ul, la modul foarte prost, va trimite doar un deputat, pe domnul Romanescu. În realitate, ca să simplificăm discuția, în realitate PSD-ul are 7 deputați la Buzău și 2 senatori. PSD-ul are 5 deputați are și 2 senatori. Are 7 deputați și 2 senatori, țin la punctul meu de vedere, pentru că domnul Romanescu și domnul Mocanu sunt tot de acolo și va fi o chestiune de timp până se vor întoarce în Partidul Social Democrat. Mie îmi place să fac... domnul Mocanu a fost dat afară, credeți că îl reprimesc? În general, la PSD ești dat afară pe ușă și intri înapoi pe geam. Deci e o chestie de timp până se vor replia lucrurile și se va ajunge la această soluție. Și dacă nu vor face formalitatea respectivă, ei tot PSD sunt în comportamentul dumnealor. Să fim foarte serioși. Am înțeles că va ajunge domnul Bădulescu, nu știu, pe dumnealui nu suspectez că ar fi membru PSD, nu sunt foarte informat în privința dumnealui, dar un lucru bun care s-a întâmplat la aceste alegeri, care mie chiar mi-a plăcut acestea, faptul că dintre acești venetici, niciunul n-a mai intrat în Parlament, inclusiv Atanasiu, care mi-e profund antipatic acest domn. El face parte din categoria sforarilor foarte vechi din politică, care au tras forile peste tot. A ajuns, nu știu pentru ce merite, și ministru al apărării naționale, a avut tot felul de funcții. Un om care se împiedică între subiect și predicat când vorbește, nu avea ce căuta aici la Buzău și a fost o mare greșeală a PNL-ului. Dar PNL-ul la Buzău își merită soarta. Pentru că nu are nicio legătură nici cu doctrina liberală, nu are nicio legătură cu nimic, a fost măcinat de corupție, de conflicte interne, la ei nu știe niciodată cine este șeful, nu sunt foarte clar poziționați în raport cu PSD-ul. Faptul că au fost la un moment dat împreună în USL le-a plăcut. Asta este realitatea. Le-a plăcut atât de mult încât au luat acele metode și au vrut și ei să fie la fel ca PSD-ul. Au vrut să semne cu PSD-ul. Ei, electoratul nu avea nevoie de un al doilea PSD-ul pentru că avea PSD-ul original. Ei trebuia să fie PNL-ul. Și mi-e pare rău că mie îmi plac toate doctrinele și socialdemocrația, o am studiat-o și o înțeleg, știu despre ce este vorba, și liberalismul și o societate normală ar fi trebuit să aibă partid de bine ancorate în aceste doctrine. Din păcate nu este așa. Vrând să semene cu PSD-ul, au ajuns să nu semene cu nimic PNL-ul de la Buzău și chiar și un deputat este prea mult pentru ceea ce au făcut ei pentru Buzău, adică mai nimic în ultimii ani. Și dacă ne uităm, deși nu vreau să atac pe nimeni și alte persoane și numirile lor prin descentralizate și ce măsuri au luat și pe la prefectură și multe lucruri de dreptul ridicole la acest PNL. Deci au un deputat, este suficient, îl vor pierde, domnul Romanescu va ajunge în PSD, acum va pierde funcția de președinte, pentru că așa au spus că cei care au avut sub scorul partidului, ei au fost cel puțin jalnici, vor trebui să-și dea demisia și să se facă alegeri sau să fie înlocuiți în acest partid care nu se regăsește deloc. Așa, acesta este un minus pentru democrația românească. Partidul Mișcarea Populară a făcut o mișcare bună aici la Buzău, a obținut un rezultat bun. Bine, pe mână cu unii foști liberali care au trecut, dar au luat și organizațiile de partea lor și le-au făcut campanie electorală, și cu fostul PSRO și cu relațiile pe care le are familia Mocanu, relații incontestabile care i-au ajutat foarte bine. Au avut și o listă foarte bună de candidați. Eu citesc ceea ce scriu dumnealor și eu și înțeleg. Aici este problema. Mi-a plăcut lista lor, a fost o listă solidă. Poate era bine dacă în momentul în care își alegeau candidați pentru Parlament o luau de la sfârșit spre început, dar mă rog, nu toate lucrurile sunt în viață perfectă. O să vă invite și PNP-ul acum la dânsi în partid. Să vă dau un exemplu de cât de slab este PNL-ul la Buzău și cât de prost este condus. Au avut în secțiile de votare din județul Buzău reprezentanții ai PNL-ului care erau consilieri PSD. Deci, pe cum puteau fi reprezentanții ai PNL? Așa bine, deci fiind consilieri erau PSD. Consilieri și sunt consilieri PSD, dar în secția de votare apăreau ca și reprezentanți ai PNL-ului. Atât de slab este Partidul Național Liberal la Buzău și scorul pe care l-a obținut, 11%, este mult mai mare decât ar merita.
Oricum, credeți că va mai rezista PNL-ul la nivel național ritmul acesta? Cam cât credeți că va mai rezista? Păi ei au pierdut în momentul în care au intrat în PSD și PSD-ul pur și simplu i-au înghițit cu totul, dar ei nu și-au dat seama. Acum au încercat o revitalizare cu unirea... S-au lăsat înghițiți, nu cred că... V-am spus că le-a plăcut, le-a și plăcut. Le-a și plăcut. Cu PDL-ul. PDL-ul, ca să-și piardă urmele după guvernarea lor criminală, efectiv, au intrat aici și acum foștii pedeliști, după acest rezultat, îi vor înghiți și pe foștii peneliști. Probabil se vor uni cu Traian Băsescu și Traian Băsescu va deveni până la urmă liderul acestui partid liberal mai mare. Dar Traian Băsescu este un personaj nepopular, dovadă și rezultate, 5% la nivel național, dar el fiind foarte volubil, cunoscând dedesubturile politicii la nivel înalt, le va face zile fripte PSD-șilor în Parlament, dar fără șansa de a reveni la putere dacă vor continua pe această linie. Probabil lucrurile se vor regrupa în viitor și se va constitui o altă forță. O să vedeți cât de curând o să apară conflicte și în USR, pentru că a fost un vehicul electoral care a adus în Parlament oameni diferiți, cu gândiri diferite. Unii sunt de stânga, alții sunt de dreapta, alții sunt din Franța, alții sunt din Ungaria, alții sunt direct de sub pulpana lui Soros și se va sfârma și acest partid. Va fi foarte interesantă scena politică românească în perioada următoare, pentru că PSD-ul este un partid la putere solid, cu o majoritate solidă, iar ceilalți nemulțumiți vor încerca să facă tot felul de alianțe. Și în mod sigur vor trece mulți de la PNL în anii următori, vor trece în tabăra PSD-ului, pentru că ei acolo s-au simțit bine în perioada USL-ului. De altfel, domnul Cezar Preda, ați văzut, a avut mare succes cu PNL de la Dâmbovița, aproape 20% procentul pe care l-a obținut în Dâmbovița. Nu am urmărit domnul Cezar Preda, nu știam ce a făcut dumnealui, nu sunt un pasionat al domnului Cezar Preda, am citit despre Caius Iulius Cezar, dar despre Cezar Preda mai puțin. 20% în condițiile în care partidul lor a avut tot 20% la nivel național, nu este un succes așa foarte mare, dar i-a prins bine, aici era cunoscut foarte bine și probabil ar fi avut aceeași soartă cum a avut-o și domnul și cei care au condus Partidul Național Liberal la această oră. Ar fi avut probabil tot așa un 10-11%. Iată, spre deosebire de domnul Atanasiu, care a venit la Buzău și a pentru avut... a salva PNL-ul, de altfel a venit, pentru așa a salva, spus. Pentru a salva PNL-ul de el însuși, da, și a reușit să-l salveze și dacă am o satisfacție la aceste alegeri, este nealegerea domnului Atanasiu. Eu sunt și eu om, am și eu slăbiciunile mele, îmi place că domnul Atanasiu nu ajunge senator de Buzău. Eu vă mulțumesc mult, domnule Sfinte, și pentru prezență. Cu mare plăcere. Îmi doresc să ne vedem în fiecare săptămână, pentru că de fiecare dată veniți așa cu informații noi, dar aveți și curajul de a spune adevărul. Sunteți unul dintre puținii oameni care nu urmăresc neapărat un avantaj personal atunci când transmiteți informațiile. În mod și sigur, e important. Nu, în mod sigur nu urmăresc niciun avantaj personal, pentru că dacă aș urmări avantaje personale, s-ar vedea acest lucru. Vă mulțumesc pentru prezență, succes în continuare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. O seară frumoasă, la revedere!